Mă numesc Saftiu Smaranda, am 65 de ani, locuiesc în orașul Slobozia din județul Ialomița și sunt biolog. Am lucrat ca biolog, deci un profesor biolog. Sunt bolnavă de 17 ani de diabet zaharat. Am făcut diabet în urma unui șoc, da. Și de atunci am mers la spital la București, mi s-a prescris tratamentul, am primit și o notiță cu alimentația în funcție de cantitatea cu procentul de hidrați de carbon pe care îl conțin alimentele și pe care l-am respectat uneori mai mult, alteori mai puțin în funcție de starea mea sufletească, pentru că în viață mai ești și supărat și vesel și da, și când te superi atunci mănânci mai mult. Sunt persoane care consumă mâncare, simt nevoia să mănânce mai mult. Pe lângă tratamentul care mi l-a prescris medicul diabetolog, eu, fiind biolog, am căutat întotdeauna să folosesc natura, plantele, zarzavaturile, să mănânc tot ce este mai bun, mai sănătos și mâncarea să fie un fel de medicament pentru mine, să-mi ajute la scăderea glicemiei, iar medicamentele, pentru că am luat și preparate din plante făcute de firme, iar suplimentele alimentare să-mi fie alimente. Așa după cum spune Hipocrate, părintele medicinii antice. Și a mers foarte bine. Am auzit acum ultimul produs, Liprinol. Am citit despre el, m-am informat și am considerat că aș putea să încerc. Am început de aproape 2 luni, duminică fac 2 luni de zile exact, de când am folosit Liprinolul și nu-mi vine să cred că mă simt foarte bine. La o săptămână după ce am început să iau Liprinol, am scos 1 miligram din amaril. Amarilul e medicamentul antidiabetic pe care îl iau. Și nu mi-a venit să cred. Și de atunci merg în scădere cu amarilul și continui cu Liprinolul așa cum scrie în prospectul acestui preparat. Ce pot să spun eu? Fiecare din noi avem preferințe alimentare și lucrând ca biolog am avut ocazia în viața mea prin munca pe care am desfășurat-o să observ, pentru că atunci când omul mănâncă preferențial, sigur că apar după un timp și niște afecțiuni ale organismului, pentru că mâncând preferențial nu vei mai avea în organism exact toate substanțele necesare, toți aminoacizii, toate vitaminele, microelementele, sărurile minerale pe care le găsim în alimente. Deci trebuie să avem o alimentație completă ca să fim sănătoși. Și în felul acesta putem să ne ferim de foarte multe boli, de afecțiuni, de necazuri, de suferințe. Pentru că boala nu este decât o suferință. Și e bine să trăim sănătos, să ne simțim bine, nu să suferim. Pentru că viața ne-a fost dată nu ca să o ducem în spate ca pe o povară, ci trebuie să o trăim în mod frumos, să ne simțim bine, să simțim că am trăit viața, că nu am trecut degeaba prin viață. Dacă cineva mă vede, vede acest film, eu i-aș recomanda să se gândească foarte bine la persoana lor, fiecare. Pentru că nimeni nu se gândește la tine așa cum te gândești tu. Deci să se gândească și să încerce, măcar să încerce, dacă nu se poate, să se apuce să țină un, să mănânce sănătos, să aibă un regim alimentar sănătos. Și rezultatele se vor vedea. Deci un om, un individ, simte că un supliment alimentar îi priește atunci când simte în organism că se instalează o stare de bine. Apar și reacții ale organismului când mai acutizează boala. Sunt unele care acutizează, dar pe scurt timp, ca este reacția de, adică te anunță că se vindecă. E reacția de vindecare. La unele suplimente așa începe.
efectul prin provocarea la o scară bine mai mică, mai, deci mai lent, mai ușor a bolii. Dar sunt puține. Eu când am început să iau Liprinol, eu am început să simt că se instalează o stare de bine care a crescut. De la Liprinol eu simt bine peste tot. Din cap până în picioare, din picioare până în cap. Mi-a făcut bine, am răcit și la ureche, am atras curentul într-un maxi-taxi, nu mai auzeam cu urechea dreaptă, deci s-a produs o inflamație acolo, mi-am dat seama, nu mai este inflamație, aud perfect, nu. Tot ce probleme am avut eu, ce neajunsuri am avut în organism, eu simt că s-au reparat. Organismul și-a revenit la normal, aproape, pentru că trebuie cura continuată, chiar așa în două luni să mă vinde complet o boală ca diabetul de 17 ani, unde să știți că eu am avut glicemie și 600. Când am avut supărări, mi-a crescut până la 600. Deci vă dați seama că mi s-a spus de la spital de la București să fiu foarte atentă că eu sunt individ care la glicemie de 300 intră în comă. Dar eu n-am intrat în comă datorită produselor acestea naturale, datorită suplimentelor alimentare care au susținut organismul de asta. Dar așa a fost, așa s-a întâmplat în viața mea, adică nu că eu am vrut sau așa s-a întâmplat. Deci eu simt bine în tot organismul, simt bine. Glicemia când a început să scadă de la Liprinol, ea tatona când urca, când cobora și când a început să scadă, a coborât de nu se mai oprea. Și a început să-mi fie rău, să-mi vină rău. Ia glicemia, sigur, era mică, nu era prea mică, 93, 100, 112, 104, dar fiind organismul obișnuit cu o glicemie mare, de acum reacția lui, asta era la o glicemie mică, mi era rău, pentru că organismul meu nu mai era obișnuit cu glicemia mică, așa se întâmplă la toți diabeticii. Cunosc un diabetic din Slobozia, el dacă coboară peste 160 glicemia, nu poate, îl doare capul, e foarte rău și o menține până la 160, pentru că nu poate, nu suportă mai mică. Deci este o reacție normală a organismului bolnav. Liprinolul conține, așa după cum am citit, acizi omega-3. Acizii omega, aici sunt cu lanț lung, acizii omega-3 sunt cu lanț scurt, lanț mediu și lanț lung. În Liprinol se găsesc din aceea cu lanț lung. Ce fac acizii omega-3? Acizii omega-3 scad glicemia, scad grăsimile, fluidifică sângele, scad, deci în contextul acesta scad tensiunea, dacă sângele e fluid și deci nu mai vine cu putere și mai apasă, el asigură de elasticitate vaselor de sânge, dacă a mai crescut volumul, deci ele se întind, pe când dacă ele s-au sclerozat, sunt dure, casante, și atunci ele pot pogni. Deci sunt buni pentru inimă, pentru vasele de sânge, sunt buni pentru creier, pentru că intră în alcătuirea celulelor nervoase, a membranei celulare, la constituirea membranei celulare și dau, hrănesc creierul și dau o stare de bine. Eu am simțit că am o stare de liniște, m-a liniștit psihic, m-am putut concentra, că de la diabet, zaharat, am început să am probleme de concentrare, probleme de memorie, a început încet, încet să mi se instaleze memoria, să mă pot concentra. Pe urmă aveam de la diabet, pentru că la mine începuseră cu toate suplimentele care le luam, tot mai aveam probleme, aveam mâncărimi ale epidermei, m-au lăsat mâncărimile, aveam contracții ale mușchilor de la picioare, m-au lăsat contracțiile, m-au lăsat, s-au dus edemele de la picioare. Având și gută pe lângă diabet, am început să mă lase durerile și amorțelile de la degetele picioarelor, care se datorau gutei. Și am ajuns acum, mă simt puțin, mai am degetele de la picioare amorțite. În rest, mă simt foarte bine, eu nu pot să spun bine, și chiar mai mult de foarte bine, mă simt excelent. După ce am început administrarea cu Liprinol,
am început să simt că se produce o dezinflamație a gingiilor mele. Procesul a continuat, încă nu e total rezolvat, dar sunt aproape rezolvată. Însă eu am avut și niște probleme cu sinusurile, au fost pe o parte a capului, au fost pline cu puroi, mi-a scos și de acolo. Aveam de medic recomandat să folosesc cât mai puțin medicamentele pentru stomac, fiind bolnavă cu stomacul. Și nu m-am dus la medic, am căutat să-mi rezolv cu un ceai, cu am fost răcită foarte puternic și mie mi-au rămas pe bronșii secreții. Am fost și în alte părți, mi s-a spus, mi s-a dat să fac aerosol, dar aveam tot timpul, până acum, până la Liprinol, eu am avut niște sibilante. Sibilantele sunt niște zgomote care se aud pe bronșii la respirație. Când am început să iau Liprinol, după 3 săptămâni am răgușit, mi s-au fluidificat secrețiile și am început să expectorez. S-a eliminat, s-au curățat bronșiile pe partea dreaptă. S-au curățat bronșiile pe partea dreaptă. Am scăpat de răgușeală, încă mai expectorez un pic, de la sinusuri din sinusurile cutiei craniene, mi-a scos de asemenea ce puroiul care îl mai aveam pe acolo, infecția, și aici sunt aproape rezolvată, deci mă simt foarte bine. Asta am simțit eu de la Liprinol. N-am reușit să rezolv cu nimic, nici cu medicamente care au fost prescrise de ftiziologi. Aveam insomnii, mă enervam foarte ușor de la diabet, pentru că el acționează diabetul în sine, nu e cine știe ce boală, dar complicațiile lui sunt foarte nenorocite. El afectează toate organele, tot organismul, deci și creierul. Și eram nervoasă, eram acum sunt foarte liniștită, nu mă interesează. Nu pun la suflet anumite probleme care se ivesc, nu mă gândesc, le rezolv, nici nu mă gândesc că nu există ceva de nerezolvat, ceva în sfârșit. Când am început cu Liprinolul, am simțit o îmbunătățire a circulației, pentru că venele se mai inflamau, mai simțeam că mă ard. Când circulă, îi spuneam soțului meu, îmi circulă pe vasele de sânge, ardei iute, mă ardeau, da. Eu nu mai am aceste arsuri, nu mai am aceste inflamații ale venelor, mă simt bine. Mi-a dat drumul, a mers, merg de parcă aș avea 17 ani și nu 65. Uneori nu pot să merg atât de repede cât aș putea să merg. Dar merg, am fost la munte, am urcat fără piolet, tocmai prin căldările glaciare, după rododendron și după alte plante, după muguri de șneapăn, și de-am făcut siropuri, mi-am adunat plante ca să fac ceaiuri. Eu folosesc ceaiuri numai din plante adunate de mine din Maramureș, zona cea mai curată a țării. Eu pun frunze de smeur, frunze de mur, frunze de fragi, de afine, coada șoricelului, care este nemaipomenită în diabet, dar coada șoricelului, așa se spune, șoricelul își bagă coada peste tot, e bună în orice afecțiune coada șoricelului. El își bagă coada peste tot. Pun rododendron, folosesc frunze de coacăs negru, care sunt excepționale. Până la vârsta asta, eu n-am luat alopurinol pentru gută. Am dus-o numai cu coacăze negre și cu frunze de coacăze negre, dacă este posibil. Dar la femei am citit că între 60 de ani și 80 de ani, atunci se produc atacurile de gută. Atunci organismul secretă, produce mai multe purine. Purinele sunt un tip de proteine pe care le fabrică organismul la cei care sunt bolnavi de gută. Și deci, ăsta este ceaiul pe care îl folosesc zilnic și mă simt foarte bine și este recomandat. Am găsit scris în cărți de medic, nu scris de un naturist, un vindecător sau de medic, că am cărți, știți, scrise de medici, de medicină naturală.
Și acolo scrie că cel mai bun cei este din frunzele acestea de fructe de pădure. Nemaipomenit. Mărceșele, eu mi le culeg. Păi nu știu câtă lume știe că mărceșele de câmpie nu sunt bune decât pentru gust. Ele nu au efect terapeutic. Numai cele de deal și cele de munte, eu de acolo mi-adun. Acestea sunt bune. Din experiență și din sfatul meu ca biolog și da, ca om care a lucrat în domeniul sănătății, trebuie să fii întotdeauna ponderat în tot ce mănânci. Nu zice nimeni că dacă mănânci și o bucățică de slănină, să nu o mănânci dacă ți-e poftă. Dar slănina, ca să nu se depună, grăsimea, deci să nu se depună, trebuie să o mănânci cu ceapă roșie. Ceapa roșie nu-i de voie să se depună, udizonul. Trebuie să folosești în alimentație, deci alimente, dar ca să, trebuie să le cunoști modul lor de acțiune în organism și prin combinație unde pot să ajungă ele, ce pot să producă în organism, dacă sunt sănătoase prin combinație sau nu. Combinația ideală este la gătit grăsimile vegetale făcute la extrase prin căldură, la prăjit uleiul de palmier care are punctul de fierbere foarte înalt și deci el nu se arde, că prin ardere se produce acea substanță numită acroleină care este cancerigenă. Asta o știe toată lumea care știe, care a citit despre grăsimi. Și la salate numai uleiuri presate la rece. Folosesc ulei de floarea soarelui presat la rece, ulei de măsline presat la rece, extra virgin, chiar și ulei de argan. Uleiul de argan este extraordinar. Măceșele nici nu trebuie să lipsească din alimentația unui bolnav diabetic, cu diabet zaharat, există și diabet insipid. Și mă simt foarte bine. Pigmenții antocianici, așa am citit, deci m-am informat, pot să regenereze celulele beta-Langerhans din pancreas. Și au fost cazuri când oameni bolnavi de diabet zaharat s-au făcut bine și după o viață normală. De la folosirea acestor fructe preparate, deci suplimente, dar și sub formă așa, consumate fructele. Eu le pun în miere de albine, la diabetici este bună mierea de albine de salcâm, pentru că pe lângă glucoză conține cea mai puțină glucoză din toate varietățile de miere, dar pe lângă glucoză ea conține fructoză. Și un diabetic deci poate consuma miere de albine de salcâm. Eu folosesc numai miere de albine de salcâm, în care mi-adun împreună cu soțul, adunăm afine, adunăm merișoare de munte, adunăm cătină, fructe și le punem ca să avem iarna. Eu încă mai am merișoare în miere și la această vreme. În borcanel mai am atât. Dar eu tot timpul iau în fiecare zi dimineața. Și mă simt foarte bine. Un diabetic are nevoie și de miere de albine, dar miere luată din aceasta de salcâm. Pentru că ea conține enzime, conține vitamine, conține săruri minerale. Enzimele, după cum un medic elvețian spunea, au rol vital în organism. Numai enzimele și pot ajuta la regenerarea tuturor țesuturilor din organism. După o cură, numai de 2 săptămâni cu suc de varză, suc celular de varză, numai trigliceridele mi-au coborât de la 1200 la 120. Și după cel puțin 3 săptămâni se face, dar un diabetic trebuie să bea puțin suc de varză, pentru că ea conține și hidrați de carbon și poate să o ridice. Ea nu coboară, practic, glicemia, ci o stabilizează. Un diabetic bea suc de varză înainte de masă cu o jumătate de oră și după masă 100 de ml și după masă suc de morcov 100 sau 150 de ml amestecat cu 2 linguri de suc de ceapă. Ăsta, sucul de morcov și ceapa, coboară glicemia, iar varza vine și o stabilizează. Se bea numai la masa, la micul dejun și la prânz, atât, de 2 ori pe zi. Cel puțin 3 săptămâni. Iar pentru gută, cel mai bine desfundă rinichii și, în general, cine are afecțiuni, mai ales cei care sunt oameni care, organisme care pur și simplu fabrică pietre. Mai ales dacă mănânci preferențial. Și natura pietrelor, sigur, compoziția chimică este în funcție de alimentație.
Și eu am citit undeva că ceapa este cel mai bun din ceea ce există la ora actuală în natură, cel mai bun produs care curăță rinichii, desfundă rinichii. Și am găsit cum anume. Tocată mărunt, ceapa căpățână, tocată mărunt, pusă pe o bucată de pânză, să fie din bumbac, de obicei din pânza aia, cum îi zice, muncitorul, care era înainte. Și nu-i prea subțire, să fie o pânză mai groasă. Și se așează deasupra mijlocului la spate, seara, te învălui bine cu ceva gros și din fibră naturală, lână, bumbac, pentru că simți că ai pus gheață, nu ai pus ceapa aia. Aia nu e gheață când o pui, dar simți că ai pus gheață, așa de rece, ține. Se doarme pe burtă, iar a doua zi dimineață, la borcan urinez sau, mă rog, e probetă, fiind microbiolog, eu am întotdeauna că pot face oricând o urocultură, eu știu, mă controlez fiind diabetică. Și când am recoltat urina la eprobetă, mai mult de jumătate eprobetă era plină de urați. Deci eu simt bine în tot organismul, simt bine. Glicemia când a început să scadă de la liprinol, ea tatona când urca, când cobora și când a început să scadă, a coborât de nu se mai oprea. Am luat liprinol și iau în continuare, mă simt foarte bine, chiar excepțional de bine pot să spun. Cine vrea, poate să-l folosească, să-l folosească cu încredere, că va simți efectul.